Ok, minha mina estourou da cagadeira só pra ele. Tá na um pouco de mim, carão! Papa Mario, você... Sărăt, norișor! Încă te-a de cunoștință! Burică pământului, cine ești? Și mai sunt și însărcinată cu tine! Palmă, palmă! Cum adică ești sărăt? Bine v-am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi, guys, începe circul, așa cum vreți toată lumea. Astăzi avem circ. Din păcate, din fericire, cum vreți voi să o luați, nu uitați acolo pe butonul de like să vă abonați dacă sunteți noi. Și haideți să dăm drumul la treabă, să nu mai stăm la discuții. Înainte să începem, vreau să vă mai anunț legat de perioada asta cu teze și nu știu ce. Știu că mulți dintre voi sunteți cu teze și eu am teze și eu sunt clasa 12, este o perioadă destul de nașpa, dar imediat ce intrăm în vacanță de iarnă, o să putem să facem live-uri mult mai dese și o să facem o grămadă de live-uri pe Trovo. Ia aici-ți, mă, chat-ul de pe Trovo. Nu-i mișto Trovo? Nu-i mișto pe Trovo? Ia uite ce mestecă bezea să mor eu. Noi suntem tot aici în beci, dacă nu mai știți data trecută, noi tot în beci suntem. Dați like, bună YouTube. Salut YouTube, pa YouTube, salut. Da, e mișto rău. Da, da, ia uite, uite, vedeți? Nu zic doar eu. Chiar e mișto pentru că puteți spune orice piesă, să facem mult mai multe chestii și nu suntem atât de restricționați cum suntem pe YouTube când vine vorba de live-uri, ok? Hai să ne trezim. Hai să ne trezim, mă, că sunt legat. Băi, alo! Cu metre! Ajutor! Da, cine te-a răpit, mă? Băi, ești blanciură de tot. Ajută-mă și pe mine. Adică, mă faci, mai fi cu blanciu? Păi da, mă lași aici legat cu toate astea. Tu pleci, erai... What the... De unde ți-ai luat astea pe tine? M-a schimbat și eu, ce cred că stau așa? Păi văd că m-ai schimbat și pe mine, mi-ai luat alt tricou. Băi, am plin de pișor, nu? Da, mersi. Ce crezi că, bă, încă am filmări? Ce? A, lasă filmările. Băi, da, pe bune acum, lăsăm filmările alea. Vezi că te dezele la picioare și te pui în cur, că vreau să mai vorbim. Da, acum pe bune, mi-ai făcut să arată, mi-ai dat capacitatea, dar nu putem să mergem acasă, să uităm totul, să treci și noi bine, mersi, să mă lași în pace, că nu ți-am făcut nimic. Da, da, dacă mai puci. Da, mă, da, ha. Pune-te în cur. Să mă pun în fund? Da, da, pune-te în fund. Aolo. Nu putem să mergem acasă? Da, mă, da, dacă mai puci, da. De azi, mă, cum te simți așa? Îți place viața? Mie nu-mi prea place că mă ții aici. Mie viața îmi place, vreau să trăiesc, vreau să toate astea. Nu mă lua cu de-astea. Aveam așa o întrebare care mi-a stat pe gând toată seara. Ia zi. Tu ai zis că te-ai însurat cu Bibi, nu? Da. Cine a fost nașul și nașa? De ce te-a interesat așa de mult asta? Tu îți dai seama că tu nu ai fost, îți dai seama că tu nu ești. Pe asta și faza, că am întrebat, cine a fost? Chat ne-a pus la colț rău de tot. Hai că mă enervezi, vezi mai ajunge acasă în trei? Deci, ca ai de Ezumi. Așa, și Nașu? Nașu e unul, un prieten arab, n-am mai auzit nimic de el, adică nu e am fost împreună sau ceva de genul. Da, mă, da, te cred cu asta. Da, că tu ești fratele. Bă, pe bune zic. Da, mă, pe bune, pe bune. Păi, pe bune. Lasă pe pistolul ăla, de ce scoți pistolul la mine? A, scuză-mă. Dar-ți place cum m-am îmbrăcat? A? Da, îmi place. Ești foarte ice, fresh, d-alea. Poți să mă lași în pace? Da, mă, ți-am zis că te-a luat, acum două secunde, trebuie să fac ceva foarte rapid. Deci, fiat, nu durează mult. Și după gata, te duc acasă, mort. Viu. Scuze, m-am încurcat. Ok? Da. Ah, gata. Poftim? Ok, mă? Ce? Ce-am zis eu? Da. Am zis că gen... Mata, te-am ținut destul din fiat, deci. Trebuie să fac ceva, 5 minute durează, sau un pic mai mult. Și după mergem acasă, da? Te duc... Mă duci acasă? Da, da, viu, întreg. Păi și ce am rezolvat? Ok, nu, e ok, e ok. Da, mă, e ok, nu? Da, e ok. Aia zi, mă, aia zic, asta vreau, energie, nu? Da, da. Bucură-te, cât mai... Bucură-te. Aia zic, asta vreau să văd la tine. O să spun un scos la gură. Aolo. Că gen, nu vreau să fiu... Să mă deranjez tu sau ceva, că gen, trebuie să fiu concentrat. Bine, mă, ești maker rău de tot. Dar nu acum. A. Dar mai ții mult vezi ține aici? Gata, gata. Nu?
Stai liniștit, stai pe spate. A, ți-am adus și o proapă, mă vrei? Nu, n-am nevoie, e ok. Ți-e frig? Nu, nu, spui să... A, dar vezi că hainele astea trebuie... Nu poți să mă ridic să mă duci eu până la baie? Nu, te piși pe tine. Dar m-am pișat și-a frig. Deci, ce faci? Că la picioare mai legă. Te ridici frumos, scoși șomorlocul și te pipi. Dacă pe te pipi pe mine... Nu, nu, tu crezi că stau să-mi vezi tu armăsarul? Ia. N-a auzit. Mă bucur că n-a auzit. Ia, dai din brusul nimica, da? Da, mă, da. Alo, alo, da, mă auzi? Da, da, vezi, vezi, da? Cred. Pe spate. E ce trebuie, da? Bun, deci... Bă, da, hai mă, mai repede, că stau pe seara, na. Și eu. Vrei să-i zic și regulile? Bine că n-a auzit. Da, da. Bine, hai, te pup. Hai, bine. Da, gata, am pus să vorbești. Pare... Bă, da, dar cu hai. Cine vorbeai? Te-ai pișat? Nu, mă, prieten. Cu taxiul, cu taxiul, da, cu taxiul. Bă, nu mă lua la mișto, bă, bune. Am înțeles că... Te-ai pișat? Te-ai pișat? Nu. Fii atent aici, o să vină cineva, da, aici jos. Uh-huh. Te să zic regulile neapărat. Ai înțeles, da? Uh-huh. Bun, tu doar ta și ascultă-mă ce zic. Regula 1. Când vine regele suprem pământului, stai singur. Când vine regele suprem, nu scoți un cuvânt până nu-ți dă el voie. Bun. Când, a doua regulă. Mi se merge și buricul pământului. Când vine buricul pământului și vorbește, nu vorbești peste el. Dar în nu poți caz. Să ieși din zona asta de jos de aici, că miroase a pipi rău de tot. Mai vorbești cum peste mine? Regula 3. Tu vorbești doar când îți dă el voie. Atât. Și nu arăți cu degetul spre sau ceva sau să râzi. Ai înțeles? Ai înțeles regulile, da? Ai înțeles regulile? N-am înțeles nimic. Râzi? Da, mă, da, oricum că e amuzant, dai seama, râzi. De destul, nu? Bă, să știi că... Păi asta pare că vrea tu și... chiar ai fost un prieten bun, gen. Bă, nu mă lua cu de-astea, pe une, ia știi, ăștia iurea un... de tot dacă faci chestii. Ai fost, ai fost ca un frate pentru mine, mă. Bă, băi, băi, aseară ai zis că faci totul pentru mine, că toate astea și acum mă iei ca și cum e zi rămas bun pentru... la mine. Băi, nu e ca, nu e Caterinca. Dar nu te, nu te gândi că poate eu te las și eu plec în altă parte și mi-au și rămas bun de la tine? Păi de ce să ți-ai rămas bun de la mine? Uite, da, mă, Junior, ai fost ca un frate, da. Și tu, câte ne-ai? 18, nu? Eu am 18 ani, da. A, tânăr, tânăr, aproape tânăr. Aproape 19. Tânăr. Și te-ai distrat, nu? Gen până acum. Mă, dar se aud voci. Ai tu dat, ai iubit. Te-ai pus și nunta. Mă. Da, mă, da. Se aud voci la bezei, nevon. Ce faci? Umbli la căscuță. Umbli la căscuță? Ce faci? E. Dacă am primit asta, aici. Te leg de scară puțin. Aoleo. Legă de scară. Stai aici. A, ta, nu plec. Pute, pui mi. Băi, eu nu știu ce se întâmple acum. Dar pare că vrea să mă tortureze, dar eu nu pot să cred așa ceva. Adică primarul să... Nu, că fără rip, că nu vreau. Fără rip, ci că pentru binele nostru. Da, ci că pentru binele nostru și-a rămas bun de la mine. Zice că și-aduce trusele. Zice că toate astea. Mie nu prea pare pentru binele meu. Nu știu de voi. Eu așa sunt. Wow, 100 de elixir de la Antonio. Thank you, thank you. Uitea să dați acolo cu mană. Gata, gata. Care-i treaba? E deschis tușa și acum ai venit. Bă, să știi că gen... Te iubesc, mă. E deschis tușa și acum ai venit aici sau ce? Te iubesc. Ce pana mea? Ce pana mea? Succes! La la lila, lulu, la la lulu, leli, lulu. Ok, mi-e bine să râd, dar cred că trebuie să plâng. La la lulu. E, zi-l mă, amiale. E, zi-l mă. Amiale, mă. Ce-a zis? Zi-l mă. Zi-l mă.
Să-mi bag. Hai, gata, că nu mai îmi place limba asta. Ba, da. Ia zi, cine e? E băiatul ăla de am vorbit? Hmm? Uite la față. Mă răuși că nu Dark Vader direct. Tu ești Dark Vader? Dă-ți părul pe spate. Aoleu. Dă-ți părul pe spate, așa. Ăsta e, da? Mhm, 100%. Mhm. Și ai zis regulile? Da, da, i-am zis tot. Să le iau și eu. Care erau regulile? Așa, bun, vreau și eu să văd regulile. Hai mă, zile. De la mine? Da. Da. Îmi bag. Ah, hai mă, nu trebuie să fie atât la ale... Să nu zic... Când nu sunt întrebat nimica. Așa. Să nu vorbesc neîntrebat, mai pe scurt. Ce întrebări era? Ziceți-mi repede, ziceți-mi repede! Imediat, că mă gândesc... Ulila! Laga, laga, da! Nu vorbi peste... Să nu vorbesc vorbește. Peste dumneavoastră. Așa. Și... Să nu râd. Să așa. Nu arăt cu degetul. Așa. Că atâta știu. Sigur? Sigur. Să nu râd, să nu plâng, să nu toate astea. Dar de ce faci așa? Bă, bun. Vorbești peste mine cumva? Vorbești neîntrebat? Ai încălcat prima regulă. Asta înseamnă mâna dreaptă. Nu? Aduc puțin. Acum. What? What? Cum adică tu? Două secunde, să te ridici ca să... Trebuie să facem na, ceva cu telefonul, ridică-te. Ca să avem dovezi. Ridică-te. Poți vorbi? Ridică-te. Sunt legat. Ridică-te. Sunt legat. Aoleu, să mă rupe. Spatele la mine. Ce se întâmplă aici? Bă, nu fără rip, rip. Au. Spatele la mine. Ultimele cuvinte. Băi! Bezea, ești aiurea rău de tot. Nu! Ultimele cuvinte. Nu! Nu! Ultimele cuvinte. Cu spatele la mine, ți-am zis. Ce mă rău? Pic. Bă, Bezea, de ce nu ți-a făcut nimic? Am mâncat, te-a zis că e pe turbinele meu, măi, la miște. Băi! Ultimele cuvinte. Băi, 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 ok, 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 uite camera, ok, Bezea, te rog, nu, ai... Ultimele cuvinte. N-am făcut nimic rău. Pune-te în genunchi, ca să fie mai... Dar n-am făcut nimic rău. Dar n-am făcut nimic rău. Papa Marius. Băi, băi, bă, 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 pe bune, nu, bă, nu, nu, să nu trage, adică pe bune, nu, nu trage, nu trage. Nu trage. Nu trage. Să închizi de ochii ca să nu simți nimic. Închide ochii. Aaaa, prost ești, bă! Ce prost ești! Mama, ai filmat? Ai filmat? Da, 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 gata. Bă, nu te rupe, zi, aia. Ce prost ești. Băi, prost ești, ia uite că plângi. Că mi-ai pice, nu știu ce, bă. Plângi. Du-te, mă. Ia te rog. Băi, te... Ce fac, mă? Băi... Ce zici, mă? Marusele. Uite mă în pana mea să te duci. Plângi. Aoleu. Băi mă bate șoc de mine. Într-o asta m-ai bătut tu? Ca să ce?
Gata acum, gata, aia, ultimele cuvinte. Bă, mâncava așa, am crezut că chiar mi-au glunț în cap la un moment dat. Mă așteptam să fie un glumă ceva, dar după aceea devenise deja foarte serioasă treaba. Și pana mea, cum ai făcut vocea aia? Bă, dar cum ai făcut vocea aia? Vrei să vezi? Cum? Stai cam eu aici. De la masca aia sau ce? Am înțeles. Da, da. Asta explică. Bă, dar... Auzi? Wow. Nu mai zic. Mecher, nu? Bă, nu ești mecher. M-am speriat. De pe piața neagră. Vere, eu chiar m-am speriat. Te-ai plâns, nu? Când te... Mamă, dar fii atât aici. Filmările astea, ce o să facă cu ele? Da. Bă, n-ai făcut pe tine sau l-ai dat pe ăsta? Și aseară s-a pișat prin șaică. Nu cred. Acum nu m-am pișat pe mine, abia l-am pișat din aurea. Eu nu te pusem. Sunt ok, nu mai zice așa. Cred că ți-ai dat pe pantaloni un pic. E pipi pe aici, eu ce vrei să fac? Am zis pe să mă scoată de aici. Bă, dar știți, pe bune, eu era rău de tot. Bă, prost. Ce că Bezea, nu te rog, nu? Da. Bă, ai venit cu... Unde ai fost tu până acum? Unde ai fost tu până acum? Să mor câte întrebări am. Cum de m-a trimis? De ce m-a trimis Antonel la tine? Care era... Cum îl chema? Ce zi, mersi că acum din cauza la noi doi ești în viață. Și tu și restul. Gen... Și dacă spuneam ceva, nu mai era nimic acum. Domnul B, care e treaba cu domnul B? E, lasă că afli tu. Afli tu. Bă, duceți-vă în pană, mă duc acasă, duceți-vă. Mergem acasă. Mergem. Hai. Cum adică mergem acasă? Am venit cu bolide să vezi. Nu mai vorbesc cu voi, mă, duceți-vă în pană mea, nu mai vorbesc cu voi. Duceți-vă de aici, mă. Fac filmările publice. Ok. Vorbești cu noi? Ok, ce? Vorbești cu noi, da? Calmează-te. Suntem prieteni, nu? Suntem prieteni, nu? Suntem prieteni, nu? Bă, suntem prieteni. Ai venit cu rulsul, nu? Bă, dar bune, like, toată faza asta a fost? Da, mă, hai. Asta a fost toată faza? Bă, dacă vrei, te punem acolo, rămâi acolo, gen. Nu, e ok? Eu sunt foarte ok. Bă, pregătește să vezi o mașină de... Pam, n-ai zis mi-a. Poți să-mi explici și mie ce s-a întâmplat cu tine? Că, Frederico, că... Ce? Ce s-a întâmplat cu bă, tine? Bă, hai că ți explică mașina. Ok. Ce n-ai, mă? Mamă, chat. Să vă răspund la te întrebări după episodul ăsta. Bine, decât ce de pentru voi. Bă, dar e cam fric, nu crede? De obicei vă aflăm toate chestiile din backstage. Ia uite, îți place mașina? Asta e a ta? Cumva râzi de... Cumva râzi de mașina mea? Nu. Gen? Nu ai tărâgurile? Eu râd. Nu vorbești neîntrebat. Bă, lasă-mă. Mergem acasă, nu? Abia ce să vă pozumim. Hai, mă. Zumi, da. Hai, Zumi. Bine, dar... Hai să nu ne grăbim. Hai să ne gândim la ceea ce trebuie să facem. Bă, dar... Bă, stați un pic, că mă să-mi iau manta, că mi-e frig. Du-te. Urcă-mă tu până atunci. Dar mișcă și tu mașina aia de acolo, că nu-mi îmbruie în ele. Mamă, sorry, dar în picioare ai stat. Haide. Încerc să mă adaptez. Bă, dar tu zici că ești Darth Vader, bă, ce... Dar ce cu... Bă, lasă-mă, că m-am bătut cu preoții, cu călugării să iau asta, ești nebun. Vino pe stânga, că ce-ai loc, e zăpadă! Anis peste noapte? Da, mă, da, îți dai seama că anis. Păi cum adică îți dai seama? Da. S-a închis ușa, gen. Oare, băiții. Te-ai speriat puțin așa? Dacă erai m-am speriat... Erai cam pe tine, o? Este, stai vreau. Bă, dar ce cu frigul ăsta, frate? M-am culcat în toamnă, m-am trezit în iarnă. Da. Bă, bune. A venit frigul, ce-a... Bă, vezi că ți-am zis că mai are niște probleme de-astea. Are sărăcea asta, auzi? N-are, mă, dar vezi că mai pică motorul. Da? Da. Bă, Marcel. Da, mă. Fă o improvizație. Ia telefonul meu din buzunar, pune acolo pe Waze și dă-i la casă. Și pui aici pe față, gen pe bord, să văd. Și zi tu cu mâna ca să nu pice. Da, mie mi-e cam foame, hai să mergem să mâncăm ceva. Corect, hai. Zic, ai treaba chat? Ne avem o problemă mare rău de tot. Că nu știu ce face Zumi. Dacă e norișor acasă, dacă...
Bă, da, nu vrei să... să sperim și pe aia, pe... zoom-ii aia? Cu ce să o speri? Fie vorba între noi, avem ceva de mâncare, că... Păi nu acum să mâncăm. Băi, nu, că... Da, avem. A, bă, mamă, stai, bă, că-mi dai mie, bă! Arunci pe mine! Nu, și ție, desert. Ai aruncat în mine, bă! De toate. Vreau să-i dau lui. Lasă, nu mai... Bă! Bă, Frederico! Băi, oh, mâncați-aș! Stai cum mă zic, meu. Mi-ai stricat telefonul! La magazin, a, da? Da, bă, Frederico! Cartela, ne întoarcem și nu iau cartela. Înțelegerea noastră acolo a rămas așa, da? Gen, tot da, ok da. Acum. Da, da. Ce, mă? Ce, mă? Ce înțelegere, mă? Nimeni, frate, du-te, ia-ți mâncare, luați-vă mâncare, tu du-te, ia-ți cartela. Ia uite ce lumini este de Crăciun, am ăștia. Wow. Mamă, dar a rămas cu pastila în mână. Hei. Pa, pop! Mă duc să-mi iau cartela, pa! Cred că mi-au bătaie că mă întorc. Pistolul meu. Păi, chat. Păi, voi, voi, ați văzut ce mi-au făcut ăștia, mă? Eu chiar am crezut că o să-mi iau kill caracter pe... direct, așa. La un moment dat, eram efectiv, bă, stai mă puțin, chiar vă, opriți-vă puțin, opriți-vă. Era cu arma și despre mine, dacă dădeau un clonț, era pasăria Marisel, era saluti, era așa, uite așa eram. Nu te mai întoarce, zic. Nu mai întoarc, îi lasă acolo? La ce mi-au făcut ar trebui să-i lasă acolo, sincer. Să-i lasă acolo, bă? Tot da ce aici. Nu știu dacă, că dacă las acolo... Cum o să dau de aici? După aceea dacă îmi dau de aici, nu o iese bine. Nu o-i las acolo, boiule. Nu o-i las acolo. Nu o-i las acolo. Mă întorc după ei. Vreau să mă duc să-mi iau cartela. Mă, fără cartel la telefon, ce fac? Am momentan telefon, dar... Trebuie să-mi cumpăr telefon, că mi l-a făcut zop. Bă, dar pe bune, pe... Bă, dar... Știi, am nevoie de o explicație din partea voastră, poate găsiți-vă o explicație. Ce legătură are avut Antonel? De ce mi-a răpit? Aproape am explodat din cauza lui Antonel, episodul anterior, dacă n-ați văzut. Dă-mi, lăsa eu de aici cartela. Ia cartela de pe jos. Mamă, dar a fost doar de Frederico, ia spuneți acolo pe chat. Ușor, ușor. Revenim cu personaje vechi, încă n-au apărut toate personajele care trebuie să apară, dar m-am spus vacanța asta de iarnă, ușor, ușor, așa o să apară. Nu mă așteptam să apară atât de repede personajele. Și pot să vă spun la finalul episodului cum ar trebui să fi fost, de fapt, schema acestui episod. Că nu asta ar trebui să fi fost schema episodului, dar nu știu, mai vede dacă vă spun la final, dacă mi-aș aminte. Da, 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 da. Ia uite, asta vreau să văd. Da, mă, da, ouăliu. Azi de-a moderator, nu, azi dăm grade, guys. Atâta s-a putut. Oricum, nu, să nu vă gândiți că asta a fost ideea principală a episodului. Nu. Imediat începe ideea principală a episodului. Asta a fost așa, începutul. Ok. Gata? De treabă, vezi, m-am întors. Voi ați mâncat deja fiță, nu? Te trebuie să te mânui că te-am luat de acolo, băi, hai da. Oricum, just a prank. Da, mă, de treabă sunteți voi că m-ați luat de acolo, pe bune? Bă, dar nu vezi cine a venit, mă, Frederico, bă. Nu mă lasă, n-are treabă. N-am o treabă. Ia stai aici. Nu știam vrut. Băi. Hai să-mi explică. Ia zi, Frederico. Cum n-ai bată? Da, m-am auzit de tine de atât timp. Am, Frederico, zi tu. Gen. Da, am avut un plan. Și practic din cauza mea și a lui Bezea ai scăpat în viață, știi? Poftim?
Adică tot timpul ăsta trebuie să fac anumite chestii, știi? Zic că am pus, bine, am pus și planul ăsta, prank-ul ăsta, gen... Am stat un pic să mă gândesc la el. Uh-huh. Masca asta, asta a fost partea bună. Da, asta a fost partea bună, dar... Lasă, că partea rea n-ai nevoie să știi. Ba da, am nevoie. Bă, ce contează că suntem întregi. Da. Bă, dar nu putea să nu mă speria să mor pe mine aproape? Nu. Păi care mai era amuzamentul? Da. Adică gen venea adică așa, ce? A, Frederic, adică tot tare, hai dar așa. Noi nu ne distrăm sau cum? Păi... Am făcut ce am făcut, dar tot așa suntem. Păi da. Mi se pare Marusel, că... Da. Vrei să zbor pe geam? Ți-am zis să-mi iei telefonul din buzunar, să-mi pui pe Waze să mă duc. Goto, goto. Din aibar să-l trimit pe ăsta, mă, că nici nu știu. Chat, ce facem? Ce facem? Că nu putem să ne ducem acasă. Dacă îi dăm de tata lui, de Zumi, de Bibi, de... Mamă, nu știu ce să fac. Mergem acasă? Și gen, tu ce ai mai făcut? Stai puțin, că mă bate puțin băiatul ăsta. Da. S-a însurat. Păi ești nebun? Da, cu Bibi. Casă de piatră. Mersi, mersi, apreciez. Casă de căcat, să nu-ți bage nimeni nasul. Păi de ce, mă? Ha? Păi de ce? De ce ce? A, nu, lasă, mai cuptează. Ai realizat că ești... Gen, a fost gen... Da, a fost cu dublu înțeles. A fost cu sens, dar mai complicat. Mi-ai pus, mă, pe ui, s-o dar un pe geam. Da, mă, da, gata, gata. Mergi la KFC, chat, mergi la KFC, nu. Zici să te ducă să-ți iei mașina. Federico, sper că nu te dezmembrezi, da? Da, mașina mea? Lasă mașina ta. Telefonul tău, mașina ta. Păi, ce-a, mă, e unu, ele ce video au avut? Ele ce video au avut? Ține-te, ține-te că am 150. Bă, ușor, ușor. 1.4 benzină, cam tremură ea așa, dar... Tremură, dar din ghieturile. Marusel, ține-te bine, că cred că asta o să fie partea rea când mori. Bă, nu! Am o mușchi, pistă de aterizare aici, ești nebun la cap. Wow, ușor, ușor, ușor! Ține-te, mă, bine acolo! Ia-ți, mă, Marusel, ți-a fost doar de Frederico? Nu, vezi, mă, că nici nu mă bagă în seamă, n-are nicio treabă. Vezi să arunc pe geam? Amară, băieți, stai puțin, că văd 4D. Așa. Că... Mașina asta... Dacă îl împing un pic spre ușa, a căzut. A zburat de mașină. Bă, să nu trezem de ușa, că pici tu și ușa. Că nu, ușor, ușor. Pietorii alea nu sunt, sunt încrezi în ele. Gen. Așa, deci, principal, vă place să vă bate joc de mine? A fost șmecher și mai ales a filmat, gen. What? Unde mi-ai pus, mă, pe Waze? La KFC. Păi de ce? Păi să merge să-mi foame rău de tot. Hai, mă, că ți-am luat eu șau, nu? Pa da, acasă bă, mergem. Bă, hai, mă, să mă acasă. Hai, nu, mă, mergem, mă, am mâncat șau urma noi, mă, hai acasă. Hai acasă. Bine, hai acasă. Hai acasă, hai. Mamă, dar ce e aici, frate? Vai, mamă. Ce e aici? What the fuck? Ușor! Aoleu, cât fac? Ce-ai făcut, mă, vezi 4D? Stai, ușor. Mamă, câte ornamente de Crăciun. Da, da. Multe, multe. Bă, bă, e acasă Zumi, nu? Ce mișto. Zumi? Zumi, acasă Zumi? Nu știu, habar n-am. Sper, sper că e acolo, probabil, nu știu, habar n-am. Noi da, să... îmi place, îmi place. O treabă chiar bună acest oraș. A făcut primarul. Băi, dar de ce nu e pe șosea ca toți oamenii? Te-ai gândit să mă lași pe mine să conduc, că nu prea le-ai cu condus. 4D? Învață să conduci. Și conduc bine, mă. Văd, văd, mamă, dacă de mișto e ornamentat. Nici Bucureștiul nu arată. Cum e? Cum e? Forn ce? E foarte bine ornamentat. Fornamentat? Ornamentat, oh, băi! Aaa, am înțeles, fornamentat, mă gândeam ce neba să mi-o. Ce fornamentat, mă? Așa am înțeles. Fermentat, am înțeles eu. Da. Băi, gata, acum pe bune. Mi-am fost dor de voi, dar hai să ne bucurăm unul de altul. Da, lasă-mă că mă bucur eu acum.
Dar hai să ne calmăm puțin, să încercăm să reculegem tot ce s-a întâmplat. Hai să-ți dau niște explicații înainte. Shut up. Ușor, hai să nu ne grăbim. Shut up. Mamă, Golf 4. Asta ta? Ai să da, fiantenă, stai puțin. Stai puțin. Acu asta. Stai puțin, că nu e bine. Stai puțin. Hai să mergem la KFC-ul ăla, că mi-e foame rău de tot. Bă. Mi-e foame rău de tot. Are numere de Argeș. Da. Acu e mașina. Hai. Mă, ce era mașina? Stai puțin să mă gândesc, stai puțin. Eu nu am luat nicio mașină. Bă, dar mi-e frig, eu mă duc în casă, pa. Nu mă, stai, nu te grăbi, nu. Hai, vină un coace. Și-a luat zi-mi mașină? Bă, ia unui tip, hai. Mă vezi după atâta timp și nu mă inviți în casă. Stai puțin, mâncați, așa că... Stai, Federico, că mergem amândoi. Trebuie să ne grăbim. Băi, mai bevizi multă întrebare, zi-mi acum e mașina. Deci, mașina. Ia luat zi-mi, nu? Nu mă, nu ia luat zi-mi, nu ia luat zi-mi. Bine, antenă, mă duc puțin... mă doare capul rău de tot, revin imediat. Te au de urechi. Două secunde, stai aici, nu fă, stai puțin, două secunde. Pun tu să mă piși. Așa. Chat, am nevoie de o explicație neapărat. La, cine e Norris? Spuneți-mi repede o explicație. Norris este vărul sau nu e vărul? Altceva. Spuneți ce este Norris. Este un prieten, nu? Să dăm o explicație. Ce este? Acu e mașina, este al, nu este al... E clar. E clar. Bă, ce faceți? Bă, a explodat roata, mă, are pană. Ah, ce m-am împiedicat. Ah, scuzați-mă. Bă! N-am vrut. Bă, tu vezi că are pană? Bă, nu știu, bă, acu' ea, deci nu este a lui Zumi, nici a mea. Nu, a, pe bine, hai în casă. Hai, nu, hai pe aici, hai pe aici, hai pe aici, hai pe aici, hai pe aici. Hai pe aici. Te luăm prin înăuntru. Să ne ducem... Bă, dacă e Zumi înăuntru, eu sau cu mască, trebuie să mă recunosc. Bine, stai cu masca. Hai să... Stai pic, mai pun și eu. Hai, puneți-vă de-astea, să poate nu vă recunoaște, nu știu ce. Hai că poate e mai bine așa. Bă, Frederico, noi tăcem din gură, vorbim de altul, da? Limba noastră, da? Stai puțin, hai mă, intră. Bă, dar faci, stați aici și vă știu care-i treaba și după aceea intră și voi, sau? A, și de neții mă ții afară, nu? Te duc înapoi, imbeci. Hai mă, fetent, eu intru cu Danu vorbim. Bine mă, hai, vină cu acea, deci, ca să te spui care-i treaba. Ia. Hai să mă, deci. Bună seara! Hai să mă vorbesc. Salut, Marisel! Bună, ce faci? Salut, cine-s băieții? Băieții sunt... Salut, frate! Băi, calmeați-mă! Salut, Norișor! Încă dat de cunoștință! Buricul Pământului, cine ești? Norișor, am venit și eu pe la Marisel, pe la Zumi, pe acasă. Bă, gata, cine? Sunt prieten cu Zumi. Prieten cu Zumi? E prietenul lui Zumi, e așa. Da, prietenul lui Zumi. E... Ce fel de prietenie aveți așa? Se prieten, aaa, păi hai să-ți explic. Deci, deci hai să-ți explic ce fel de prietenii au ei. Sunt prietenii ăsta de la, băi, dar te murdărești de tot. Bă, mă, Noris, băi Norișor, vină cu aici, Norișor. Dai puțin că stai murdărești de tot pe tricoul ăsta, să mor eu. Nu știu, eu vreau să-ți explic, dar las pe Marius ăla, vino cu aici, vino cu aici. Vino cu aici. Ce mă, Marusele? Cine-i mă băiatul ăsta? De ce nu mă las să-i spun? Cine? Mori, crede-mă. Deci, crede-mă, în momentele față trebuie să nu prea dai detalii. Păi cum adică nu trebuie să dau deci, detalii? Deci, pentru binele tău, în momentele față, hai să facem așa. Ai încredere în mine? Uite, nu vreau să fac nimic, vreau binele, sincer zic. Deci, o să zici acum că ai băut, că ți-e rău, că așa și trebuie să te duci acasă. Ok? Că așa instant, de-abia am ajuns. E o problemă. Trebuie să... Ce problemă? De ce nu ești sincer cu mine? Nu, problema e că nu pot să zic. Știi? Dacă zic e o problemă. Știi? E o problemă și mai mare. Una mare rău de tot. Mai ales dacă băiatul ăla se supără de acolo care a venit acum. Băiatul ăla este un prieten foarte vechi de-a lui Zumi. Înțelegi? Se cunoaște cu Zumi, așa, bla bla bla. Stai aici puțin că să mă asigur că ăștia nu distrug ceva în casă. Ok, bine. Bă, vezi că m-am dezbrăcat că mi-e cald de caroci. Da, mă, stați ok. Cine ăla? E ăsta, două secunde, mă duc acum, voiam să văd dacă sunteți în regulă, să stați așa. Luați-vă, luați loc acolo în puțin în sufragerie, ok?
Îți umplu cu sfragerie, e frimeat. Amor. Nu. Unde e Sumi, întrebarea mea? Unde e Sumi, întrebarea mea? Că tu probabil știi. Era la ea în cameră. Nici știu eu când am ajuns. La ea în cameră, ok, perfect. Da, păi și trebuie să plec? Deci da, deci știi ce trebuie să faci? Ne trebuie să, practic, acum mergem, îi spui. Stai puțin, că mă doare puțin capul, revin mea. Chat, am nevoie de o explicație. Cine este el? Cine este el? Colegul Zumi? Colegul Zumi de muncă? De... colegul Zumi, fost colegul Zumi, ok. Bine, dar ai încredere în mine? Deci, uite, va trebui să spui că ești coleg de școală, fost coleg de școală, așa, cu Zumi, știi? Și că ai venit... Da, dar mie nu-mi place să mint. Păi da, mă, nu-ți spui. Dacă te întreabă, spui că așa și așa, ok? Adică, nu, e doar asta, doar asta trebuie să zici. Pentru că el are... E foarte exigent cu cine stă Zumi și toate astea. Este un prieten la fel și el, care ține foarte mult la Zumi și toate astea. Înțelegi? Foarte mult? Da! Dar Zumi a mai avut ceva relații înainte de mine? Ai idee? Nu ți-a zis? Ca să știu... Nu, na, nu am ajuns încă la foști iubiți, știi? Adică n-am ajuns așa de departe. Momentan, hai să nu ne grăbim. Hai să mergem în casă, îți spui și tu și mergi și plecăm. De, bine, dar să la revedere de la ea. Da, de, nu de la ea, nu de la ea, nu de la ea, de la ei și gata. Păi cum? De la ea nu? Poate se supără pe mine. Bine, hai, du-te și, du-te la revedere și vinem cu acei jos, hai. Ok, bine, mă duc. Așa. Bă, teamă, cine e ăsta? Deci, ăsta, oricum nu pleacă nicăieri, stai liniștit că n-are nimic, stai aici. Cine e? E un coleg de muncă. Vreau să o fost de. Coleg de... Da, mă, stai puțin că vine imediat. Băi, stai mă. Unde e Zumi? Zumi e sus, vine și ai imediat. Da, e, da, e în baie, face baie, face baie. Bă, oh, oh, înapoi, 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 face baie, mâncați. Lasă-l să facă baie. Și la ce caută sus? Deci, face baie, lasă-l să facă baie. Uite. Dar nu știam că ai fost la sală. Am fost, am mai... Bă, deci... Mai periculos. Mă enervez rău de tot. De ce? Bine. Bă, auzi ceva? Da, vorbește ăsta, norișor cu Zumi, care e în baie. Bă, stai mă că e în baie, e în baie, boss, e în baie, stai. Ce vorbești? Ai intrat peste în baie? Nu mă, ce ai? Norișor! Cum îl cheamă? Norișor îl cheamă, Norișor. Norișor! Vino până jos. Ok, hai că-mi plec. Pa, pa. Te pup, Zumi. Mă, dar zici că are un băț. Ce face? Așa. Salut, frate. Salut, frate. Vino mai... Hai în sfragerie. Unde? Sufra aici, vino ca. În sfragerie? Salut. Cum ai zis că te cheamă? Buricul Pământului. Buricul Pământului? Da, da, vino ca, stai jos, ia loc. Auzi, mă duce la cininca în fata asta. Așa, da, unde vrei să... Da, ți-am mai zis. Mamă, ce corp ai. Ești un locul. Așa, uaaa. Deci... Spune... Așa. Așa, cum ești că te cheamă? Norișor, nu? Da, Norișor. Și la cine vin tecea? A venit tu, la Zumi, la Marișor. La Zumi? Da, la treaba e cu Zumi. Hai mă să mergem, v-am mai spus. Ce treaba am, Norișor, parcă te durea, te durea ceva, zici că trebuie să te duci acasă, nu? Da, mi s-a făcut puțin cam rău, cred că am băut ceva și mi s-a făcut cam rău. Da, eu cu Zumi suntem... Prieteni. Sunt? Colegi ceva de școală, am fost în generală. Despre asta zic. Ah, eu sunt iubit tâi, îmi pare bine. No, e... E, iubit, și el acum, e... S-a speriat puțin așa. Tu ei? Te-ai speriat, te-ai speriat, glumea și... Deci, sunteți colegi, nu? Ai venit la un proiect ceva aici sau? Mamă, ai zis glumea? Da, aveam un proiect la care vreau să ajut. Hai că, cred că trebuie să... Bă, dar stai și care îmi poate... Te ajut, hai că te conduc spre casă, hai că te conduc spre casă. Unde, duci acasă? Da, hai că mișor. Hai, te duc și vrei să zic la ce lucra la proiect? Poți zici care îmbăt să fipt în fund. Mi-a plâns, mi s-a plâns că nu prea știe să sărute și a zis că vrea să o ajut. Păi și se referă la sărutul ăla de pe Sims, știi? Adică pe Sims, nu e așa ce că pe Sims? Mai zi odată, mai zi odată. Am pe făcut Sims ceva simulări. Pe Sims se referă, nu așa? Pe Sims! Zic clar la om că înțelege altceva. Pe Sims, hai, da, vino. Da, pe jocuri, pe jocuri video. Hai, hai, că deja, hai, hai, hai. Te duc eu acasă. Hai, te duc eu acasă. Pe Sims, mâncați-și că deja.
Aoleu, sau dacă... unde-i Zumi? Zumi e sus, e în baie. Zumi e sus la ea, în cameră. E în baie. La revedere. Nu te întreabă tine. Tu du-te acasă, tu mă răsui bronca. Da, da, da. Drum bun. Da, mă, am băut. Ei, nu pot să conduc, am băut alcool. Cum să conduc? Aoleu, asta e mașina ta? Aoleu, e mașina mea, da. Ce? Nu știu, dar nu mai ai o oglindă și roata e un pic desumflată. Păi cum adică, când am venit aici era bine? Nu știu, Vere, nu mă întreba. Uite că am avut și eu un proiect cu Frederic. Tu ai făcut asta? Nu, mă, era un proiect. Un proiect? Da, un proiect. La ce te încordezi așa, că nu înțeleg. Marosel, ia-l păsă de aici. Hai, calmați-vă, mă, calmați-vă. Hai să mergem să te conducem acasă. Că ți-ai pus masca aia, că ești mergem prea urât să nu te vadă lumea. Nu mergem cu Loganul, mergem, ba da, mergem cu Logan. Hai, că... Hai, că a dispărut Loganul. Frate, tu ești Benz Morris? E mata. A venit ăsta firaș de pător, a fost așa. Marisele, cu ce mergem? Cu Sania. Ia să o scot din pod. Avem nevoie de Loganul ăla înapoi. Du-te și fă rost de Logan. Se aștepte aici. N-am Logan. Frederico are Golan. Du-te și spune Frederico să facă rost de Logan. E în garaj aici aproape. Oh my god, mă doare cap. Duci tu acasă? Nu, adică ți-am spus. Vin și cu tine. Loganul. Da, se duce Frederic. S-a dus? Hai că mă duc, da, să da. Stai aici. Fii atent aici. Mă auzi? A. Deci îl ducem acasă amândoi, da? Și venim aici înapoi și vorbim. Așa. Doamne, să știu să fie doar asta. Băi! Nu strâmba! Da, mă, ce? Te-ai furat astea din... Vezi că am luat și eu ce am găsit până șifonier. Ma, da, forță. Zăte și ia și tu Loganul din garaj și te așteptăm aici. Bine. Ha. Ok, deci Bezea nu cred că e nevoie să... Ba e, hai. Eu conduc. Oh my god. Mamă. Dar știi să conduci? Ești capabil de așa ceva? Da, sunt trebuie capabil. Trebuie să nu pot să vă las așa că stai, vine încoace, te iau în brațe. Vine încoace, te iau în brațe. Eu? Da. Ia mă și pe sau mine, știi, cum facem, știi cum facem unii pe Bezea? Bezea, lasă-mă să iau eu pe tine. Așa, bun. Acolo aș dori să mergem, Marisel. Ai, că știu unde. Păi nu ți-am pus? Nu. Cum adică? Că nu e... Dacă... Nu prea e... Ghidează-l tu, ghidează-l. Da, mai bine, spune mai aproximativ zona. La casele alea roșii din dreapta trebuie să ajungem. Unde e papucul ăla roz? Nu roz, roșu. Lângă casa albastră. Gata, boss, gata, boss, gata, alea, știu, gata, unde? m-am prins deja. La casa verde, gata, boss, le te rezolvă băiatul tău, gata, acolo. La casa verde? Hai că... La casa aia da, verde mă, cu da, garaj, da, la mă, garajul da, ăla. Da, m-am uitat la tine, da. Mamă, dar uite ce mișto au făcut astea, pe bune. Păi, dar uite ce mișto au ornamentat, nu? Mamă, dar cum scârție Loganul ăsta, mergea mai bine golful. Ei, acum, da. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și asta e. Problema e că acum totul să fie în regulă, ne întoarcem la zonă. Da, nu reșor, am așa o prezentire că cred că o să fim o prieten foarte bun, o să fim noi doi. Ei, cum așa? Așa, cred eu. Să fim noi prieteni buni? Da, nu știu, da. Eu nu prea suport oamenii în față, dar mă rog, poate o să fac o excepție. Da, mamă, îți mulțumesc. Cred că îți rup picioarele. Da. Dar ce mă, de ce ești din urmă? Lasă, e ok. N-ar făcut nimic al noi așa, Norișor, ce... Poftim? Da, e o problemă acum, băi, Norișor. A? Casa e acolo unde stă Zumi, o să fie închisă pentru o lună, două, deci nu pot să mai vin niciodată, cred. Din o păcate. Lună, două? Mai mult, păi da. O chem pe la mine atunci. Da, da, și vin și eu. Păi tu ce dar vrei, nu, mai? Dar nu cred că o să-ți răspundă, că nu are, nu are, nu are baterie, n-are. Aoleu, nu păi de Crăciun se distrează și aia. Discuția asta nu, de, nu ajunge unde trebuie. Nu. Sără picioare. Okay. Hei, ascultă-mă, mă, buricul pământului, că văd că eu o să dau de Zumi, că Zumi ține foarte mult la mine, mi-a spus mie. Hai să mă da? Răbezi. Da, da. Mă, buh, da, dar știi ce schemă fac eu acum? Că te-am în brațe, cred că te-arunc pe geam. Hai să te calmezi, că dacă află Zumi, te omoară. Da? Da. Noi da? Aici, hai că te las. Nu aici? Nu, e fix în partea, fix.
Trebuie mai sus și în dreapta, ți-am zis. Un Mirror? Nu știe Mirror Park. Acolo, sper că da, la lacul ăla, ha? Da, da, da. Aaa, păi zi lac, mâncați-ași că... Marusel, tăi mă puțin că vreau să vorbesc cu un oricior. Ce ți-a mai zis zumea așa, că ține la tine și ce? Ce ți-a mai zis? Că ține la mine și îmi plac foarte mult ochii mei. Aaa, da, corect, și mie îmi plac. Că vreau să ne petrecem viața împreună. Da? Da. Wow, vă stă foarte bine împreună. Bibi, bă, da chiar Bibi. Da, mulțumesc, știam. Plăcere, cu plăcere, da. O să ne întrebați acum, că ne ajungem acasă, cred că e și aia era sus. Ai murat piciorul rupt? Sus, cred că era așa în casă. Nu, n-am avut niciodată, dar de ce legătură are asta cu... Nu, dar treaba așa că poate te împiedici acum. Și na, poate ți-l rupi. Bă, dar tu bați cam multe apropouri și cred că... Nu, ba, niciun apropo. Ai grijă. Mai zi, mai zi-mi așa despre tine, despre zumii. De când vă cunoașteți? Ne-am cunoscut de vreo 2 săptămâni, cam așa, 3 aproape, imediat facem luna. Oho! Așa? Și i-am scos-o în oraș. La un restaurant, i-a plăcut foarte mult. Am cunoscut-o și pe cât timp îi dăm mama ei puțin la aeroport. Norișor, l-ați văzut pe Norișor cu mine, nu o să mai fie. Și acasă. Și ce ați făcut? Ce-am făcut? Da, acum nu vreau să intru în detalii, că e viața noastră amoroasă. Corect, corect. Stai seama, dar... Na, uite aici unde sunt luminițele astea, aici pe luminițele astea, hei! Da, mă, da, mă, că știu. Și pe... Nu aici, pe Marusel îl știi? Pe Marusel îl știi așa, mult? Păi Zumi mi-a făcut cunoștință că e familia lui, a zis. Ce faci, băi, Bez Morise? Plână! Ce pana mea. Ia, așa. Dar nu ai ce-i casa. Veniți. Dar nu cutează, mai am așa o întrebare. Și gen, Marusel așa, de când știe de voi doi? Eu nu știu nimic. Cum adică cu tine? Nu știi? La prima întâlnire ai venit și mi-ai făcut... Ne-am întâlnit la fix când am întâlnit-o și pe Zumi. Ne-am întâlnit pe un site de întâlniri. Mi-a părut bine să te cunosc. Să te țină cu Zumina. Salut! Acum avem și niște treaba. Hai, Marusel! Urcă în dreapta. Da, salut! Da, salut! Da. Marusel, ai grijă cu băiatul ăsta, că mie nu mi se pare o influență prea bună, atât zic. Vii, păi, pere! Hai, 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 hai! Pere! Nu, da? Stai puțin că trebuie să vorbim. Da, alo? Ai făcut o problemă. Ce ți-am zis să să vezi, am o problemă mai mare. Rău de tot. Ce s-a întâmplat? Stai că sunt la volan. Nu mai zic nimica. Ce s-a întâmplat? Ai zis, da, ai zis totul. Nu trebuia să zici nimic. Păi el m-a întrebat. Păi da, și tu vrea. Ți-am zis să nu te retali. Hai că vin acum, vin acum. Cum adică? Pa. Da, ești Marusel. Ai băut, bravo. Doamne ajută să fie primit. Okay. Era mai matol puțin așa. Erai dus de... Hai, salut. Mare băieți. Ce faci, Marusel? Eu bine. Dă-te puțin jos. De ce? Dă-te puțin jos. A, vrei să conduc eu? Nu, dă-te jos. A, conduc eu, nu-i problemă. Dă-te... Conduc eu. Chiar trag. No, 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 no. Dă-te jos. Bă, boss, eu n-am făcut nimica, ok? Dă-te că eu văd, n-am văd, făcut văd roșu. Eu n-am făcut nimica. Au! Mai... Când te-am întrebat... Au! Ce mi-ai zis? Ajutor! Ha? Ce? Te porc, te împușc, te împușc, fătem, că văd... Dar eu nu știu. Vezi că acum sunt în stare, văd că văd... Văd roșu în fața ochilor. Bă, eu nu știam că sunt împreună, ok? Mie nu mi-am zis că sunt împreună. Asta a zis că știe de la prima oară. Dar am, știu că s-au întâlnit, ok? Asta știu că s-au întâlnit, dar nu unde știam că sunt împreună. Unde-i Zumi? Unde-i Zumi? Aoleu. E acasă. Urcă. Pune poeza acum, rapid. Aoleu. Aoleu. E vreun garaj pe aici aproape? Nu avem nevoie de garaj, nu, nu avem nevoie de garaj. Mergem pe Logan. Nu, am, nu, mă duc să-mi iau, să scot eu mașina. Tragi din gură. Uite, ăsta nu norișor. O vino că hai rapid, dai rapid, hai, 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 hai. Bro. Oh, no. Hai, 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 hai. What? Ăsta e nou la Ferrari? Sau e mai vechi? E mai vechi. Și acum are totul sens. Zumi e însărcinată cu ăsta, nu? Ce mă? Păi n-ai zis că e gravidă?
Le-ai zis tu că e gravidă? Că avea simptome, nu știu ce? Dar nu mi-a zis ea mie că e gravidă, ok? Nu mi-a zis. Eu am zis că presupun. Pere, nu mă mai băga în asta, că eu nu știu nimic, ok? Hai, lasă-mă, taci din gură, te rog eu. Că sunt furios. Și acum dați pe butonul de like. Și vă abonați. Acum începe circul rău, dator când ajungem acasă. Acum era o chestie de genul, cea mai perfect era acum de tubi continue, dar nu sunt de la iurea să fac asta. Aoleo, 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 aoleo. E combinație de arriva. Cât timp ne îndreptăm noi acum pe drum, nu uitați dați și voi un follow pe Instagram la Mariusel și la Andrei Rocu 2DI. Neapărat acolo, pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce se mai întâmplă. Trebuie, frate. La Instagram-ul ăsta, mariusel.scot, dar acum mai am mulți follower, dar am uitat eu să mai updatez și mai am alte poze, dar am uitat eu să updatez. Hai, capul meu. Wow. Am ajuns acasă. Ce tare. Ușor, 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 ușor. Ușor. Stai puțin, stai puțin, stai puțin. Hai, ia tu te jos și o chem eu. Zumi. Du-te jos, du-te jos să vorbesc eu cu ea. Zumi. Trebuie să văd și eu de Zumi. Du-te jos, du-te jos. Bine, du-te jos. Jos. Vino jos. Amara, băieți. Vino cu ce? Ușor, ușor, ușor. Ce ai zis? De ce ți-i mai ești speriat? Ușor. Ha? Pese ai jos. Da, pese ai jos. Problema e alta. Doar că pese ai jos. Problema e că a făcut cunoștință cu cineva înainte. A făcut cunoștință cu Norișor Pufos. Știi? Și na, nu prea e încântat. Cum să zic așa. Ce să aud? Eu ce fac acum? Tu ce faci? Nu, 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 stai, că să nu înțelegi în greșit. Ce? Deci. Ce să nu înțeleg greșit? Stai, dar unde e Bibi? Cum? Am o întrebare înainte de toate. Nu știu unde e Bibi. S-a dus la mall ultima oară. Bun, nu contează asta. Deci. S-a dus la mall? E mai importantă, Bibi, decât viața mea? Zi, e ok. Dacă zici că e la mall, e ok, zi. Da, e la mall, așa zicea ea, că e ultima oară. Bun, deci, cum ai dat de el? Cum ai dat de el? Eu, stai puțin, hai să-i explic care treaba. Deci. Deci, între... Eu am dat de bezea. Mai știi că m-a răpit ăla? Da, și am fost răpit azi noapte. Mi-a zis de domnul B că mă duc, că nu știu ce. M-am dus la domnul B, era bezea. Domnul B m-a răpit. Ăia și-au bătut joc de mine. Adică bezea cu... Mai e cineva jos. Ăla care a tușit? Nu știu, probabil, habar n-am. Dar vreau să mă asigur de ceva înainte. Ah. Revin imediat. Da, așteaptă la ușă. Așteaptă la ușă să... Ce s-a întâmplat, gen? O, nimic. Ai nevoie de o explicație bună, rog, de tot ce s-a întâmplat? Nu, doar ce mi-a zis mie, nu cred că sunt de oră. Păi, ai nevoie de o explicație bună, eu te zic că ai nevoie, dar nu-ți dau eu una, că eu nu am una. Stai, deci îți dau, vină. Era așa rămas, nu? Nu, cred că rup ușa, aveți să vedeți cum e din ușa? Hai. Tu i-auzi? Ia uite, păi ușa că te leagă de pat, că de-astea. Da, zice în glumă așa, mai mult mai pervers, lasă-l așa, zi. Da, ideea e în următor, că... Parcă nu știu nimic, adică nu știu nimic.
ce să fac, da, da. Pentru că nu știu ce să zic. Adică ești și și momentul de fapt. Ești și și gen papă prostu. Like. Wow. Stai să nu înțelegi greșit. Deci în aceeași sunt supărată pe Bezea, dar în aceeași timp nu sunt supărată pe Bezea. Spune el despre asta că ai crezut că e mor, că n-ai mai dat niciun semn de viață, are sens, știi? Adică... Păi știu chestia asta, tata! Bine, hai, hai cu mergem. Acum, nu, stai, nu, dar eu ce fac cu băieții? Cu ce? Stai, ce, păi, tata, gen, cum procedez, n-am fost pus în situația asta niciodată. Ce, dar unde știu cum să reacționez tu? Păi unde să știu, frate, ultima oară când am avut o relație, pur și simplu a fost cu unul, nu ia cu... Păi da, acum gândește-te că ești, nu, băi, ai, mă simt exact nu femeile... ai înșelat nimic, ai intenționat, ok? Ai crezut că e mor, că toate astea și bla bla. Ce fac cu norișorul ăla? Do you know your business? Păi nu știu, ajută-mă, te rog! Uite cum faci. Te descurci, gen, mă refer... Cum mă descurc, stai. Nu, ți-am zis, momentan alo, te legi doar de faptul, revede nu ce facem cu norișorul, ok? După. Bezea o să-l omoare pe norișor. Hai. Nu, stai, zi-mi! Deci nu știu dacă-l omoare, habar n-am, o să vedem asta altă dată. Acum trebuie să stabiliști, mai întâi, trebuie să pară ca și cum... Clarific. Poți să dai vina pe norișor, poți să faci... Nu stau vina, nu mai bine îi zic adevărul, că genul... Păi zi adevărul! Păi eu îi zic adevărul, dar crezi că e ok? Da, spune-i adevărul. Și după aceea o să ajungă cumva, poate să dai mai mult, să nu fie vina, nu știu, faci ce vrei. Nu știu, gen, să ai grijă cu ce se întâmplă, hai. Vrei să zic o chestie? Așa. Stai, încă două secunde. Vrei să mai îmi zici ceva? Nu, intru peste voi. Ce vrei să mai îmi zici? Hai, noroc. Ce faci, noroc? Nu-l băga în seamă pe ăla din spate, nu știu ce poartă mască. Da, ce faci? Dă-o jos. Ce faci? Gata, mai bine acum? Da. Frederico, nu știu dacă mai simți dacă... Nu. Cazu-mi. Da, Frederico. Bine, hai să mergem jos să discutăm ca oamenii. Nu putem să mergem jos ca să discutăm ca oamenii? Jos? Da. Bine, hai jos. Goz. Hai. Da. Deci am zis, zici, sub GP. Mai zi mic, ok, hai. Da. Ți-am zis, nu să faci cumva să... să nu fie vina, neapărat. Ce faci, mă, nici nu știu. Nu mai zi. Ai zis grav, da? Păi și cu cine? Asta e un lucru bun, hai. Fumez în casă și eu. Ce faci, Zumi? E bine? Da, puțin. Da? Puțin amețită. Mă bucur să te văd așa, foarte mult. Cum a fost proiectul? Proiectul? Da, proiectul. Ce proiect? Proiectul cu norișor. L-a luat cu proiectul, a luat-o cu proiectul. Desărutat, parcă, nu? Sau cum era? Asta da, a zis că nu știa cum să sărute și că exersau. Da, cică. A făcut o glumă proastă și norișor, ce pot să zic. Marisel, tu taci. Gata, boss, nu mă bag. Da, auzi, dar care tu ai dispărut ceva timp. Și proiectul meu că sunteți toți în viață, gen. Gen, înseamnă feminin și masculin. Gen, tu de ce ai dispărut? Ți se pare că sunt cu una lângă mine acum? Că am venit cu una lângă mine, gen? Dar tu de ce ai dispărut? N-am venit la tine, gen? Dacă credeam că ești mort, că nu ai răspuns la niciun mesaj și ceva. Nu mă, Frederico, vină cu... Te-am sunat și te-am dat mesaje, dar tu n-ai mai răspuns deloc. Păi n-am putut. Păi n-ai putut, ai dispărut câte luni. Păi, se pare că am... Tot vrei să fac ceva? Am avut tot treaba de făcut. Păi am crezut că ești mort, te-ai dus acolo... Deci te-ai dus în pădure? Sau unde te-ai dus? Frate, ai o relație de o lună. Ce-am eu? Relație de o lună, cu Norișor. De 3 zile! O lună. Care lună,
mâncați și încet. Așa a zis ăla. Ăla e prea mașină, rău. Mașină, n-ai zis? E prea și rău de tot atunci, nu știu, nici n-am auzit faza asta. N-are mă de o lună nici nebun, asta am pus să jur eu pe ce vrei tu. N-are de o lună nici nebun. Câteva și zile. Care e faza cu proiectul ăsta de sărutat? Să știe. Bă, tu taci. Bă. Nu e niciun proiect, nu știu la ce v-ați, ce ați vorbit voi. Și gen, tu așa faci proiectul? Dar n-am făcut niciun proiect. Așa gen? Dar așa m-am îmbrac eu, în casă. Da. Da. Federico, după mergem până undeva. Aha. Uh-huh. Da, mă bucur da. Pentru voi doi. Nu, no, stai puțin, stai. Nu, stai puțin, stai. Da. Mergem până undeva. Hai să vorbim puțin între patru, ok, te rog. Dacă-i dă vestea că e... Ești cu norișor împreună. Nu, no, vină în camera repede. Wow. E bine. Crede, după mergem, da. Hmm? Ce mers pe bezea să mor, ce mers are bezea. Ce ziceai, mă? Păi, gen așa, niște floricele. Ah, vrei niște floricele? Mm-hmm. Wow. Dar care-i treaba? Care? Nu înțeleg. Ia stai, stai. Nu la mână. Eu am crezut că ai murit. Da? Și automat am zis... Deci efectiv am intrat într-o depresie, că nu mai puteam efectiv, mă gândeam în continuu la tine și tu ai dispărut și am crezut că ai murit pentru că toată familia credea că ai murit. Tu așa te gândești la mine? Stâncul astea sunt exagerări, da. Ce? Tu te gândești la mine să stai cu norișor sau ce? Că nu înțeleg. Deci. Și că ai fost și la el acasă, ați făcut întâlnire. N-am fost la el acasă. Bă, ce pana mea să mă încăți mai peste el? Astăzi a fost prima oară când a venit. El mi-a zis mult mai multe. Bă, ce bucat. Vrei să-ți povestesc cum ne-am cunoscut? Ci că v-ați pupat, că ați avut, nu știu... Pe obraz doar. Aaaa, pe bunii pe obraz? Da. Pe bunii pe obraz doar? Dar stai, lasă-mă să zic! Vin și pe obraz, nu? Doar pe obraz! Asta e partea bună, nu? Lasă-mă să zic! Chiar pe obraz? Deci, tu ai dispărut în munți. Faptul familia a crezut că ai murit, eu am început să intru într-o depresie și apoi mi-a propus Bibi să merg să-mi caut un iubit și m-am dus pe efectiv pe Tinder și am căutat pe cineva și am dat de el și automat am zis că cred că este o idee până având în vedere că tu dispăruzei și nici măcar nu existai și efectiv toată familia zice că ai murit. Scandal, palmă! Excelentă de bună, palmă! Puțin și mai sunt și însărcinată cu palmă, tine! Palmă, palmă! Și automat v-aș întoarce palmă. La tine, prostule! Cum adică ești însărcinată? I-ai zis că e însărcinată? Nici am auzit. Ce n-am făcut? Glumești gen sau? Nu! Vrei să-ți arăt efectiv cam testul la mine în cameră? Zi, vezi? Nu, dar vin și eu acasă și te văd cu ăsta aici, gen. Shit. Bă, treci în spate, bă! Uite. Să citești sau trebuie să citești? Mai ceva ca în filmele românești, mai ceva ca în filmele turcești. Asta vreau să văd. Pă bune, filmele turcești, câtă drama acolo, ești nebun la cap, bam, iartă-mă. Când mă gândesc la filme turcești, mă gândesc mai la aia, cum vorbesc acolo și melodia aia pe fundal. Chiar e ceva întrebesc? Sau... Deci, mă las să-ți explic de la început. Da, am venit acasă, gen, acum, da? Da. Fericică, na? Nu vă păsa. Deci, îți mai explic încă o dată, de la bun început. Nu, dar oricum că e oră, dacă eu n-am venit cu nicio fată, gen, să intru pe ușa cu o fată sau ceva. Da, mă las să-ți explic, deci ți-am spus de mai mult. Deci, de 3-4 ori ți-am spus că toată familia a crezut că ești mort. Și automat, Bibi, pentru că eu plângeam în fiecare seară, Bibi mi-a zis să caut pe cineva.
Și l-ai găsit pe Tinder? Da. Bă, s-au împăcat. Și am avut 3 întâlniri. 3? Una. Nu uite și de rău că a fost cu Zumi. Ca să-l cunosc. Asta este o poveste pentru mai târziu. Nimic special. Arabul ăla, lăsați-l așa. Mai bine să nu se știe, lăsați-l așa. Dacă nu se află, din mai bine. Mea m-a salvat, ce nu știi, nu te doare. Vorba aia, nu? Ce nu știi, nu te doare. Și era să mor. Și gen, nu s-a întâmplat nimic, a pus simplu m-a salvat și m-a dus acasă. Deci ai fost răpită din cauza Lola. Așa, da, continuă. Și a treia? Nu știu de la cum da, a fost răpită. Și a treia oară? Și a treia oară i-am zis, mi-a dat telefon, m-a sunat astăzi, m-a întrebat dacă putem ieși. I-am zis că sunt răcită. De fapt, trebuie să zic lui Federico că m-am căsătorit cu Bibi, că suntem neamuri acum. Bă, bostule! Ce faci? Hello? Nu te aud. Well. Nu... De ce nu vorbești? Ce? Ce mi-a arăs, mă? Ah, ok. What? De ce se țipă? Nu am treci. De ce ați trece? Că aveai zis acum atasul. De ce s-a țipat? Unde mă răsăr? Nu știu, dar stai puțin. Te rog frumos să nu-i faci niciun rău. Atât te rog. Nu-i fac nimic. Oare cam prea prins, pentru că am auzit jos. Nu-i fac nimica. Promiți? Nu-i fac nimic. Promiți? Eu da, Federico, da, promit. Promiți, da? Cine-i Federico? Da. N-ai făcut cunoștință cu el? Băiatul ăla cu... Vezi fac cunoștință cu el? Nu, stai puțin. Nu! No. Baba, eu dar, mamă, da, mă. Și mai am și eu încă ăla. Da, mă. Zi, bă, ce? Ce? Bă, fii antenă. Da. M-am gândit la ceva. Zi. Tu ai aflat că eu sunt căsătorit cu Bibi, nu? Da. Tu nu știi ce înseamnă asta? Ah, că gen... Ah, adică gen, tu ești... pentru mine... Gen, într-un fel... Cum să zic eu? Eu știu termenul așa pe femeiește, să zic. Ia zi. Nu, lasă, zi tu. Suntem rude, frate, direct ce da, asta da, știam, da, mă gândeam așa că știu că se zice cumva, dar mordă. Cumnat. Așa, cumnat, așa. Mă gândeam la altceva. Sunt cumnat. Aia zic. Ești. A, nu știu unde e Bibi acum. A, e bine. Las că afla data viitoare de tine, că e o surpriză, că îți dai seama că nu te-am văzut, vrea să te vadă pe tine. Da. Dar la fel, dar și eu pe ea, gen. Plat, frate, chiar nu știam ce dar ce s-a... Ce? Întâmplat între ei, gen. Între cine, Bezea și Zumi? Ce nu-ți dai da, seama? Da, păi văd că tot... Păi tu vezi că a venit în casa ta de cineva, bam, 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 bam. Da. Da, nu-ți dai seama. Ai venit care treabă cu Bibi. Și pe stai puțin că trebuie să venim care treabă. Da, nu știu. Intră, mă. Ce faceți, mă? Ce facem? Da. Discutăm. Hai să-l fac cunoștință și cu ce Federico. Faceți? El este Federico. Vine din Franța sau Italia? Italia. Oh, da. Mi amico. Sunt fratele lui Bibi. Da. Mai al meu. Are frați. Da. Unu? Adică eu i-am făcut cunoștință lui Marcel cu Bibi. Da, corect. Mai de mult. Chiar corect.
Man, cât timp a trecut de atunci, pe bune? Cât trăi în cutia aia. Mamă, cât trăi în cutia aia. Acum trăiesc un poșiu, mamă, dacă nu o să vadă Miruna pe bezea sau pe tine. A, dar chiar, maica ta ce mai face? E complicat, stăm diferiți la case diferite. Mai am acum altă, am tată biologii, dar parcă știi de tată. Bă, Federico, avem comandă de pizza Mirror. Da, am nevoie la baie, du-te la baie, am venit somit. Bă, hai să vă calmați, zic, să ne zicem să colăm altă pizza, să luăm pe Bibi, nu ne va fi. Noi, gen, până acum, ca să ne întreținem, livram pizza. Și bă, că nu ne-am dat demisia. Fii atent, mă, Frederico, că l-am pe ăsta de zi, m-am mințit în continuu. Că zic că nu, n-are nicio treabă cu nimeni, că nu știu, că nu știu și... Bă, te bat iară. Îmi doare cap. Stai un pic. Mai intră nimeni. V-am dat veste? Ce veste? Ce e? Ce veste? O să fiu... Ha? O să fiu? Prost? Și mai e prost? Tată! Ho, ho, bine, bă! Ce să fii? Mersi, tată! O să fii tată? Bine, bă, băiatule! Da, mă. Prea multe informații! Da. Gen cu cine? Cu mata, bă! Ești bine zumit, gen? Da, e ok, zumit. Zumi, ești ok? Gen? Nu e ok ce se întâmplă. Că trăiesc într-o simulare, nu? Băi, prea multe informații într-un singur episod. Se întâmplă prea multe chestii astăzi. Bă, bune, prea multe chestii se întâmplă. Bă, bune. Nu știu pe cine să mai... Băi, băi! Păi ce-i, mă? Ce-a făcut ăsta? Ei! Ai, că asta avea nevoie. Ce-a făcut ăsta, mă, mâncați? Că care e... Aragastibil. Poftim? I think he's having a seizure. Ah, știu, gata, dă-te, fă loc. Ești bine, mă? Ce-ai făcut? Pune peste gura la gură. Da, da, băi. What the fuck? Fuck! De ce-i pe jos, Zumi? Alo? Zumi? Sună la salvare. Fă, și ce mai fi cu mie? Corect. Ajutați-mă și voi. Păi ce vrei să fac? Să o pun cu capul în sus. Haide, gat. Haide. Gen. Eu credeam că gen m-a apăsat pe piept, nu că mi-a făcut respirație. Ești bine? Oh my god. Ce-ai făcut, mă, mâncați-și? Mâine la urechi. Mi-a fost gheață. Urechile. Hai mai bine să stai în pat, nu? Ce să facem, da. Vezi cum e serii. Bezea rezolvă tot. Te pui în pat și drum, da? Spune-i, Frede, că a murit bună, nu e prea mult pentru singură zi. Îmi ziceți, aminte data viitoare să vă zic mai multe. Trebuie să le zice mai multe, sunt mult mai multe chestii de spus. Și mult mai multe chestii de făcut. Credeți-mă, o să înceapă un circ enorm în curând. O să înceapă multe chestii. Marcel, ce dacă se întâmplă? Că nu mai înțeleg nimic. Nu știu, mă, se întâmplă multe chestii. Nu pot să le procesez de câte multe chestii se întâmplă. Bă, dar ce mai zice Bueno? Bueno? Da. N-am mai vorbit de mult timp cu el. Ultima dată mi-a zis că pleacă undeva, gen. Pă bune? Da. Da. Trebuia să plece. Da. O chestie cu arme, mai multe chestii. Bine, culcă-te acolo, da? Chiar nu știu. Exact, adică gen... Maică mai știa mai multe detalii, o să mai spune. Sau...
Bă. S-ar putea să fie mort. Cine? Ce, mă? Cine, mă? Bueno? Ce ai, mă, ești nebun? Marcel. Bă, ce, mă, ești nebun ăsta? Nu mor niciodată. Păi... Fratele meu, nu... Da, mă, știu și eu. Pentru gradele pe care le-ați cumpărat acum pe live, trebuie să vă dau după live. Vă dau gradele la toți care ați cumpărat cu banii, cu coins. Nu vă da în timp ce sunt în episod. Bă, doar noi, bă. Okay. Lasă-mă și pe lasă, da, lasă. Poți să zic eu dacă vrei. Cu ce vrei să vorbesc? Nu, stai și pe da. Ia-ți o țigară, mă. Cine eu? Da, da, ia-ți o țigară. Eu nu fumez, mă. Ce? Nu tu, mă. Federic. Zic că sună telefonul, un căsăr, mă neamă din telefon. Asta. Ce-am, Federico? Când ai vrut mă rog cu Buena? Bă, am vorbit acum mult timp. Mm-hmm. Și mi-a zis gen că avea să plece undeva, o treabă. Da? Uh-huh. Și era bine, nu gen? Bă, da, era bine gen. Da, știu, 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 știu. Da, mă, am văzut că și gen și eu am vorbit că și gen chiar e bine, e bine. Bă, dar vorbesc serios acum, nu faceți mișto de mine. Da, bă, eu te zici ceva de el? Marius, uh-huh, zi tu, mă, așa că n-are nimic. N-are... Nu? Cum adică, mă, bă, no, sunteți ratați? Vreau să mă duc acum, trebuie să mă duc să-mi iau un telefon. Vreau să vine careva după mine să iau și un telefon? Am nevoie să-mi iau un telefon. Da, te duc eu cu bolidul meu. Hai. Hai. Am schimbat subiectul. Bun, mamă, cât de bine a intrat subiectul ăsta. Bam! Așa, mă, da. Păi și decât tu pe mine, nu? Gen, te iau în brațe. Gen, te iau eu în brațe. Hai, iau în brațe, hai. Mai vorbim pe drum. Ce tare. Da, mă, și... Da, mă, zi. Cu Beno, gen. A, bine, e bine, mă, e bine. Gen, chiar e bine, e sănătos, iară. Unde, de unde ți-i telefon? Stânga. Păi dacă îmi dai, îmi zice așa, stânga, de-a, nu, stânga... Nu, știu, mă, dă-i la un magazin de telefoane, oriunde, nu știi tu un magazin de telefoane. Păi dacă mergi la Digital Den. Dă-i. Păi și care-i treaba cu el? A, nu, că mă, gen... L-am sunat și cred că și-a schimbat numărul. A, probabil din acolo, la... Nu știu ce are, că gen, nu lasă să treacă, nu știu. O să vină, mă, cât de curând, oricum, stai să zic. Episodul ăsta o să apară joi, ori o să apară vineri pe YouTube. Live-ul este făcut în momentul de față, miercuri. Așa că de asta zic, mult timp înainte se vede pe Trovo. Care număr? O să sună fix. A, nu, nu sună. Și gen, o să sună ăsta, o să sună pe maică-sa. Pe Bueno. Nu o suna pe maică-sa. Da. Da, Bezea știe că Bueno e mort? De ce, mă? Nu o să... Păi ea știe că gen e fisul. Păi da, mă, lasă pe maică-sa, mă, nu să-ți suni. Că maică-sa acum, n-a să dețează și ea, o ia așa. Bă, ești nebun, are... Nu, suna, mă, bă, ai mă credere în mine, mă. Bă, maică-sa are 60 de ani, cum adică se distrează, se... Lasă-o, mă, dețează și la 60 de ani, ce? Nici atunci nu-i prea de vreme. Sau, mă, dar... Totuși, dacă am revenit în oraș să vorbim și pe gen. Nu mă lasă, că are și el niște treabă, dai seama. Știi cum e el cu treaba, știi, nu? Da, mă, păi ultima dată avea treabă, dar nu mi-a mai răspuns acum, cred că și-a schimbat numărul. Păi, dar care treabă? Maică-sa, să văd nu dacă... Nu mă sun pe maică-sa. Că a, da, gen maică-sa nu mai are telefon, gen s-a mutat și ea. Am asta undeva bine, prin câmp. Bine, bine, păi atunci sunt pe Fraxo, nu-i problemă. A, pe Fraxo? Mașina o rezolvăm în altă zi, guys. Nu mai mă duc acum. E prea târziu să mă duc acum. Nu ți-am zis, mă? Ce? Ia, mă, Frederico. Gen... Da, mă, lasă că o să trec pe la maică-sa pe acasă și vorbesc eu cu ea dacă... Da, s-a mutat. Degeaba deja acolo, gen, e... Stai de altcineva acolo acum. A, să trăiți, să trăiți. Da, mă, undeva prin când nu s-a dus. Salut, patroane, dă-i și mie ceva. Telefon, ce ai, iPhone 6 de ăla. Da, mă, da, unde n-ai, mă. Ce telefon îmi iau și eu? Ia-ți Samsung, Samsung. Îmi iau Samsung, Samsung, Samsung. Gata, mă? Da. Mi-a iau puțin, pă. Am luat telefonul, S20 și tot ce trebuie. Băi. Zi. Îi zicem? Ce să-i zic? Să-i zicem lui Federico?
Legat de voi, nu? Uh-huh. Nu știu, frate. Chiar nu știu. Zi. Nu acum, mai momentul. Să treacă mai încolo, îi spune, nu știu. Ne prefacem, nu știu. Abanăm. Ok? Ok. Vede. Dar nu văd că ăsta e ambițios, vrea să-i sună toate brudele, să ducă după ei. Nu știu, mă, lasă că îi trece lui. Unde n-ai mers, sau? M-a luat mașina și a plecat. Bă, dar nu mai manele, se aude, mă, de telefonul tău. Lasă-mă, mă, că sunt ringtone-urile mele. Bă, dar seama ce mi-a duce la BZ în casă. Mi-a scris, mă, mi-a scris. Ai auzit? Poliția să moară, băiți. Ce ți-a scris? Mi-a dat mesaj. Că ce? A plecat un jefe, care are niște treabă, gen, n-are nici probleme în familie. Frederico? Da, da. Păi și noi ce facem, mă? O luăm cu pe jos? Hai! Ce înseamnă Uber? Hai! Păi, domnul polițist! Ia-l! Stai leșinat? Sărac. Hai, nu zău. Hai că e în garaj aici, nu că. Bă, nu știu ce zi, mă, dar cât timp am lisit. Ce zi? Am făcut cașcavalul. Ai făcut cașcaval? Da, da. Mult. Ia uzi. Și am să dau un cadou. Tai puțin. Că e mai greu. Da. Vrei să alerg cu tine în brațe? Nu. No. Gata. Bă. Unde-i frică? I-am făcut lui Zumi un cadou. Zumi un cadou? Ce cadou? Dar nu știu încă. Știi cu ce mașină vine noi acasă? A. Cu ce mașină? Cu ce mașină? Loganul. Că l-a lăsat pe norișor, cu ce mașină vine? Ferrari ăla. Da, ăla nu e al meu. E al lui Zumi, vrei să-mi spui sau ce? Da. E mișto cadou? Păi și eu nu primești și eu așa ceva? Alo. Pa da, stai puțin, stai puțin, uite. Nu ca să dau chei. E bine? Hai, o să primești și tu, mă, dacă ești cu minte. Bă, trebuie să dăm de Bibi, că nu știu cine a zis că s-a dus la mall, Zumi, dar... Aha, da, și Bibi a dat ideea lui Zumi să se întrează acolo. What? Aha, așa a zis Zumi, ne-ai auzit? Aici e secția de poliție? Da, s-a mutat. What? Yes, stai două secunde. Vrei să explorezi? What? Wow. Da, frumos, hai. Wow. Hai, fiți la secție mai adus unde îmi place. Wow. Hai, că e bine. Vreau un polițist? Na. Nu. Fiți la secție mai adus, mă, unde îmi place mie mult. Na, cred că am voie pe aici. N-am voie pe aici, hai. Wow. Ar trebui să nu o parchez aici. De ce? Să nu o vadă. Să nu o vadă. De ce? Poți să dau și o tură cu ea? Păi zic, nu, nu dai o tură cu ea. De ce? Nu dai o tură cu ea. A, mă. Nu dai o tură cu ea. Uite jos. Hai, mă, că nu fac nimica. Nu, bă, am zis. Am carnet. Bă, ți pare că mă interesează? Te împușcă. Bă, fete, dai o tură cu ea, dar să nu-i faci nimic, gen. Da, bă, eu nu-i fac nimic, ce-i. Bă, da. Sună pe Bibi, corect. Are telefonul închis, Bibi. Bă, episodul ăsta se întâmplă prea multe. Bibi a dispărut la mall. Așa mi-a zis Zumi și acum are telefonul închis. Rămâne de văzut data viitoare ce s-a întâmplat cu Zumi, cu Bibi. A crezut că a păzit ceva rău. Mă, ce mișto, frate. Din soare. Luminițe. Măi, uitați-vă cât de mișto e. Cu luminițele astea de Crăciun. De ce anii trecuți n-au fost niciodată? E primul an în care sunt luminițe, adică, pe bune.
ce anii trecuți nu erau? Mai la asta mă gândesc. De ce e primul an care există? O să vezi prima dată. Tata lui, sunt multe chestii, întrebări, guys, care nu vă pot răspunde. Sunt multe întrebări la care nu vă pot răspunde. Mamă, frate, dar chiar Bibi nu e. Tata lui nu e. Nu era oia doi care i-au luat seant. Pe tata lui și pe Bibi nu erau aia care au venit după mine ca să mă întâlnesc cu Antonel, neștiind că e Antonel. Și după aceea am vorbit la telefon cu tata lui și mi-a zis că e tot în regulă și că au ajuns acasă. Dar nu știu dacă nu era. Nu știu. Wow. Ce situație. După băgăm un CS cu Bibi, Bezea și Zumi? Da, băgăm, că suntem pe trop, băgăm. Cred că băgăm un CS cu ei. Facem niște cel poate și cu Federico. O să vă explic imediat legat de Justin, care e treaba cu Justin. Pe să vă întreb personal și pe voi și toate astea. Nu de inimă chiar. Hai să ne băgăm. Bă, mișto cu Bezea, o să facem mult de acum încolo mișto, guys. Am spus, neapărat apăsați pe follow / subscribe sau close opel, depinde pe ce platformă vă uitați. Dar în principal, dați follow pe Trovo neapărat, pentru că acolo apare prima dată episodul. După aceea apare și pe YouTube. Oricum, da. Pe YouTube mereu apare în calitatea mai bună, adică fără probleme tehnice. De asta fac treaba asta, pentru că mereu sunt probleme tehnice, cum a fost și de data asta, de am întârziat vreo 10 minute și na, de asta zic. Bă, dar știam unde-s frate. Alo? Cum e să ajung acum acasă și să audă din nou sunetul ăla pe care îl știți voi, cred că la ce mă refer. Unde-i toată lumea? Ce faci, mă? Bă, ce ții, mă? Eram în pat. De ce țipi? În pat? Care pat, mă? Da. Pe camera lui Zumi. La etaj nu e. What? Am intrat în camera lui Zumi. Eram sub pat, zi, nu vedeai sub pat. Și Zumi unde e? Tot în pat. Vino ca să cred. What? Așa orbi suntem chat? O vezi? Aaaa, era sub pat, pe bune. Pe unde vedeți săpat? Doarme? Nu. No. Stau cu ochii închiși. Bine. Hai somn ușor atunci, grijă ce faceți. Nu, no, tu. Ce face? Oh, ce dragoste sunteți. Grijă ce faceți, am zis. Da, mă, nu fac nimic. Mă, da, un orișor nu să-i faci nimica, nu? Da. Nu-i fac nimic. Ok, am înțeles. Ok. Clar. Astăzi trebuia să apară Justin. E și pe chat acolo, zice că să ne ajutați toate astea. Dacă știți cum puteți rezolva eroarea asta, din păcate Justin nu a găsit soluția, nici din administrația OneTap, nu știu. Nu poate să intre pe server efectiv. Îi dă chestia asta cu Red Bull, cu Feather Fail, nu știu ce. Dacă aveți idee, vă pricepeți sau aveți propuneri, dați-mi mesaj pe Instagram. Na, m-ați rugat să persoane să revin. Păi da, știu că multe persoane vor să mai revină Justin, să mai facem o caterincă, să mai știu ce. Noi vrem treaba asta, dar din păcate, unu, era o problemă. Timpul, nu ne puteam sincroniza, de asta am făcut și episodul astăzi, special l-am făcut miercuri pentru ca să poată participa, altfel îl făceam tot joi, dar, na, uite că tot nu s-a putut participa. Dar asta este, măcar l-am făcut, am încercat să fac asta, asta este, ca să vă spun de pe acum să nu dați variantele astea. Deci, a șters cash-ul, a șters 5M-ul, a
reinstalat și Windows-ul, parcă, din câte știu eu, nu special pentru asta, poate, nu știu, habar n-am, dar ideea că a reinstalat și Windows-ul și tot nu-i merge. E complicat. Ce dă pe administrația OneTap spun că ar fi la faptul că are un internet local, are un furnizor de internet acolo din zona unde stă el, cum am avut și eu odată când, acum câțiva ani, am avut și eu unul de la, unul de la local, practic, nu Digi sau chestii de-astea așa mai mari, știi? În fine. Am făcut și setări la firewall, nu știu, adică, na, s-a băgat la creație, dar n-a reușit, nu știu ce pot să zic, habar n-am. Am dat restart la PC, am dat restart la net, habar n-am, chiar nu știu. Vedeți acolo pe chat în stânga jos, că este pe Trovo aici. Da, cam asta a fost situația cu Justy, ca să înțelegeți, deci trebuia să apară, în prima fază, trebuia să apară, a apărut problema asta din nou, nu putea să intre, am făcut planul pe care s-a văzut deja pe episod. După aceea, fix când am dat drumul la live, mi-a zis că merge. Și a trebuit să-i anunț pe toți că facem planul cu Justin. După aceea Justin mi-a spus că de fapt nu merge. Și a trebuit să le spun din nou că reveni la planul original. Și de asta a fost o extrem de mare, mare, mare harababură. Și asta a ieșit. Oricum, când o să apară, v-am spus, nu o să vă așteptați, o să fie așa o surpriză. O să se întâmple treaba asta oricum. Vă dați seama că nu o să fie pentru totdeauna să nu mai poate să intre sau mai știu eu ce. Dar să vedem când o să se întâmple treaba asta. Voi fiți activi și o să se întâmple, da. Depinde, vedem. Miracolul de Crăciun, nu știu, vedem. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod de Mariusel. Dacă v-a plăcut episodul de Mariusel, dați acolo pe butonul de like, abonați-vă dacă sunteți noi, dați pe follow și noi ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!